Prima ediție a festivalului Buzău Fest a debutat vineri seară printr-o paradă cu torțe pe străzile municipiului. Sute de buzoieni s-au alăturat dacilor și legiunilor romane care au pus stăpânire pe oraș printr-un marș parcă desprins din luptele de odinioară. Lupul dacic, torțele aprinse, pasul de defilare și săbiile ascuțite au pus stăpânire pe întreg orașul. La o strigare, parcă buzoienii s-au prins în cordonul de trupe și au defilat de la Arhiepiscopia Buzăului până în curtea Muzeului Județean Buzău. Aici trupele daco-romane și-au prezentat armele și costumele antice în fața publicului. Garda Apulum din Alba Iulia, Terra Dacica Eterna din Cluj și Geto Dacii din Iași au mărșăluit pe străzi și au încântat publicul cu diverse ateliere de lucru și momente de luptă pe tot parcursul celor 3 zile de festival. Numele meu este Dasiu, sunt opțiu în Legiunea 13 Gemina, prima cohortă, prima centurie. Asta înseamnă că eu sunt cel care îl secundează pe centurion în preluarea și transmiterea mai departe a comenzilor. Sub comanda unui centurion și a unui opțiu se află 80 de soldați. Echipamentul nostru se compune din lorica segmentată, manică, ambele sunt construite din segmente metalice cu fâșii de piele pe interior, foarte rezistente atât la împunsături cât și la tăieturi. Avem două arme ofensive, un Gladius și un Pugio, special concepute pentru lupta de aproape, arme foarte eficiente care pot la fel de bine să taie și să rupă oase precum și în punct. E o cămașă din Sorz, pe care și-o permiteam în acea vreme doar căpetenile. Eu sunt Maris, căpetenia dacilor voinicilor acelea veniți de la Apulum. Deci, cum v-am mai spus, am cămașa din Sorz, metalici, o spadă dreaptă, care era tot așa caracteristice căpetenilor, o suliță și mult cunoscută sică, arma căpetenilor daci. Este pentru prima dată când în zona aceasta sub Carpaților, în zona Muntenii, se întâlnesc atâția daci, atâția romani. Seara este un semn bun, feedback-ul din partea publicului a fost extraordinar. O paradă cu torțe, o paradă care, spuneam, deschide festivalul sâmbătă și duminică la Sărata Monteoro. Toți acești daci romani vor da viață perioadei antice a României și vă invită la o călătorie în timp prin istoria acestor locuri. Eu cred că buzoienii au perceput foarte bine această paradă. Sunt bucuros pentru că m-am convins încă o dată că oamenii sunt iubitori de cultură adevărată. Cu această ocazie noi, în afară că vrem să promovăm tradițiile, cultura și istoria, de ce nu, vrem să promovăm și turismul. Sâmbătă festivalul a continuat în stațiunea Sărata Monteoru. Consiliul Județean Buzău a pus la dispoziția buzoienilor un autobuz decapotabil închiriat de la Constanța pentru a asigura accesul celor care nu au dispus de mașini personale pentru a ajunge în stațiune. Cei mai bucuroși au fost, bineînțeles, copiii care au luat cu asalt etajul superior al mijlocului de transport. Autobuzul a efectuat curse regulate între municipiul Buzău și stațiunea Monteoru cu plecare din fața parcului Crân din două în două ore, astfel încât toți buzoienii să ajungă la festival. La Monteoru, concertele și buna dispoziție au ținut două zile. Peste 8.000 de oameni au participat la prima ediție a Buzău Fest. Pe terenul de fotbal din stațiune a fost amenajată o scenă pe care au urcat 10 de artiști. Tot aici au fost amenajate ateliere de lucru daco-romane și standuri cu tot felul de bunătăți. Oamenii merită și altfel de divertisment. Cred că oamenii merită să aibă unde să-și petreacă timpul liber, mai ales că în această perioadă a fost și o perioadă de mini-vacanțe. Au fost mai mult de 8.000 de oameni care au fost prezenți pe stadionul din stațiunea Sărata Monteoru. Nu cred că a fost pensiune unde puteai să găsești măcar un loc sau două locuri să te cazezi. Suntem la prima ediție a festivalului Buzău Fest. Cred că va fi nu numai ediția a doua, a treia sau eu știu a câta ediție. Eu vreau să facem o tradiție din acest festival. Buzău Fest s-a încheiat duminică seara printr-un concert al formației Zdob și Zdup, urmat de un foc de artificii.